grele, vremuri grele, vremuri, ce vremuri grele, ce? Uitați-vă pe afară ce vremuri grele. Ia uitați-vă puțin pe ușa aia. Uitați ce vreme grea afară, uitați-vă ce mașini sunt acolo. Care de care mai siropoasă? Ia uitați-vă la voi cum sunteți îmbrăcate. Ia uitați-vă puțin surorile. Câte garderobe mai aveți acasă? Ia uitați-vă bărbații. Eu n-aș știu cum să vă asortați, vă schinui și voi înainte de veni. Să-mi iau pantofi, să-mi se vadă șosetele, să nu mi se vadă, să fie de alea în jos, în sus. Doar vedeți că mă pricep și eu, nu? A, m-am mai văzut cu asta, m-am mai auzit cu asta, m-am mai asta. Ia să șochez, ia să fac asta. Vremuri grele? Astea-s vremuri grele? Vremurile grele nu se măsoară așa din perspectiva lui Dumnezeu. Vreme grea înseamnă când oamenii sunt iubitori de sine. Hai să vedem, amin. Când este cineva care se îndrăgostește și se iubește pe sine, în casa e o vreme grea. Poți să întorcă 5 mașini în curte, acolo e o vreme grea. Iubitor de bani? Lăudăroși? Doamne Dumnezeule, că nici amvoanele nu mai scapă de povestea asta. Își începe predică, el predică despre Iisus 10 minute, despre el 40. Să știți, fraților, când am fost săptămâna trecută și când mă duceam eu și vorbeam eu și gândeam eu și alergam eu și când am vorbit eu și când s-a întâmplat, eu, ăsta e iubitor de sine și ăsta este un mare lăudăros, un mare lăudăros. Asta este o formă subtilă a diavolului care a intrat în amvoane și în biserici și în cântări și în predicatul. Atenție, cântăreți! Imagini peste imagini, videoclipuri peste videoclipuri, șoc peste șoc, cărți peste cărți, coperți lustruite pe chipul lor, nu este Iisus, suntem noi. Eu vreau să spun 10 metode prin care poți să fii fericit, vreau să spun eu 10 metode prin care poți să stai mâini și în cap, vreau să spun 15 metode pentru familia ta să progreseze, vreau să spun 10 metode pentru businessmen, cum poate să le meargă afacerea, vreau să vă explic, eu vreau să vă explic și mă întreb câteodată, bă, dacă noi tot explicăm așa, de ce am mai avea nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu? 10 minute despre Hristos, 5 minute despre Duhul Sfânt, 1 minut despre Dumnezeu, 10 cuvinte din Biblie, în rest 1 milion de cuvinte despre noi, despre biserica noastră, despre orchestra noastră, despre chitara noastră, despre studiile noastre, despre diploma noastră, despre afacerea noastră, despre plimbările noastre, despre nebuniile noastre, despre prostiile noastre, despre imaginațiile noastre, despre minciunile noastre. Asta e vreme grea, asta cu adevărat este vreme grea. Iubisor de sine, de bani, lăudăroși, trufași, mincinoși, neascultători de părinți și ajung în punctul care predic în seara asta, nemulțumitori. N-aveți cum să fiți fericiți dacă treceți la cultul penticostal, nici dacă treceți la cel baptist, nici dacă ești rom sau român, nici dacă ești orice. Omul fericit este un om mulțumit, care se uită în ochii lui Dumnezeu în această seară și poate să spună, în orice situație se află, Doamne, îți mulțumesc. Cum e cântarea? Pentru încercări? Pentru binecuvântări? Pentru toate? Doamne, azi îți mulțumesc! Domnul să binecuvânteze toată adunarea! Aleluia! Aleluia! Știu că ne-a tăiat Duhul Sfânt, așa trebuie, să fim tăiați. Că atunci când ne taie Duhul lui Dumnezeu, se produce o operație și Dumnezeu ne vindecă. Și să plecăm toți veseli acasă, spunem, Doamne, ce s-a întâmplat cu pocăiții aceștia? Este un ospăț în inima mea, de ce? Au fost cântăreții și predicatori cei mai grozav, fratele Vasile Plop a zis ceva grozav? Nu! Dumnezeu ne-a dat o inimă mulțumitoare! Doamne, cât sunt mofturoși, bă, orice centimetru, ies din biserică. Păi ce-a fost aia? Ce, mă? Păi dar cum crezi? Atâta bombăneal. Asta arată foarte clar ce ospeți între ghilimele în inima noastră. Ce neospeți. Primul medicament, îmi intitulez predica în seara asta pe la mijloc. Rețeta unui om mulțumit. Rețeta unui om fericit. Eu vă dau rețeta. Din Biblie. Farmacia e al Domnului, ca să mă duc exact. Dumneavoastră veți primi rețeta în mână. Dar pot să mor cu ea în mână dacă nu merg la farmacie să-ți iei medicamentele și pot să mor cu medicamentele în mână dacă nu le bei. Sunt o grămadă de pocăiți care flutură rețeta. Am rețeta. Du-te, mă, la Dumnezeu cu ea, la farmacie cu ea. O am.
știe și unde să meargă, alții și-au medicamente. Dumnezeu ne-a vorbit, Dumnezeu e mare, Dumnezeu e sfânt, Dumnezeu mi-a zis exact unde e durerea mea. Bă, frate pastor, de sute de ori ne-a zis oamenii, ăsta este adevărul, ne-ai spus exact unde mă doare, exact acolo e problema mea, acolo e năcazul meu și știu că deja Duhul Sfânt a vorbit la mulți aici. Și le spui medicamentul, stă cu el în mână, nu-l beveci. Și de ce știu că nu le ia? Pentru că dacă le lua, s-ar fi schimbat. Amin? Amin? Pentru că valoarea unui medicament nu este să-l ții în mână, să-l plimbi prin fața ochilor. Și să-l bagi, să-l înghiți și să-și facă efectul în organismul tău, să-ți ia durerea, să-ți ia problema și să aducă schimbare în viața ta. Dumnezeu să schimbe orice inimă în seara. Primul medicament care vreau să ți-l spun este că este foarte important pentru a avea o inimă mulțumită și a fi fericită și fericit, să știi cine ești dumneata. Asta are legătură cu identitatea mea. Credeți-mă, văd atât de mulți oameni frustrați, atât de multe femei în depresie, bulversate, distruse, mental. Văd atât de mulți frați și oameni sănătoși, cu școlați. Domnul pastor, simt că nebunesc, nu mai fac față, nu mai pot dormi noaptea, nu mai pot să fac nimic. Și de fiecare dată mă întreb, dar de ce? Pentru că foarte mulți dintre noi, încă la ora asta, pocăiți fiind de ani de zile, nu știm exact cine suntem noi. Cum să fii mulțumit dacă tu nu știi cine ești? Nu știi! Și în seara asta trebuie să faci pasul ăsta, să știi cine ești, dumneata. Când e vorba despre cine sunt eu, în general sunt două extreme. Nu o să stau mult lângă ele, că nu vreau să pierd timpul. Sunteți deștepți și inteligente și să le prindeți. Prima extremă este că avem o părere foarte înaltă despre noi. Asta este o extremă de-a dreptul greșită. Când ne uităm noi în oglinda ființei noastre, nimeni nu e mai grozav ca tine. Nimeni nu e mai deștept ca tine, nimeni mai bun ca tine, nimeni nu cântă mai bine ca tine, nimeni nu predică mai bine ca tine, nimeni nu e mai descurcăreț. Nimeni nu are o familie ca ta, nimeni nu are copii ca tăi. Nimeni, nepoți. Asta înseamnă o părere înaltă despre dumneata, despre voi. Asta este parte foarte periculoasă, extremă asta, ca să vă duce fără dor și poate la mândrie. Și țineți minte ce vă spun în seara asta. Mândria merge înaintea pieirii. Și dacă au fost oameni care s-au prăbușit și au căzut și au alunecat, este că dumnealor a avut o părere foarte înaltă despre ei. Pavel vorbește clar în Romani, în capitolul 12. Iată ce spune în versetul 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, stimată soră și frate și toți care sunteți aici, e un mesaj pentru tine și pentru mine. Eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate, echilibrate, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Atunci când ai o părere mai înaltă despre tine, nu o să fii mulțumit niciodată. Pentru că tot timpul o să fii orbit de tine însuși și de mândria ta. Și n-ai cum să ajungi aici. Cealaltă extremă, la fel de periculoasă, este o părere proastă. De multe ori, ca slujitor, trebuie să consiliem, să ajutăm oameni, ore întregi, pentru că aceste persoane vorbesc tot timpul așa, le aud de fiecare dată. Mie nu merge nimic, numai mie mi se întâmplă, numai mie lovește valul, nu o să fiu niciodată fericită. Mie nu-mi iese nimic, orice am încercat, orice asta, Dumnezeu e împotriva mea, viața e împotriva mea, n-am avut noroc în viața mea, nu mi-a ieșit nimic bine niciodată. Eu sunt ratată, sunt dată la o parte, eu n-am nicio valoare, pe mine nu mă bagă nimeni în seamă, eu sunt un zero. Și o grămadă de oameni au o părere proastă despre ei și ajung la
spital și ajung să ia boli pentru mintea lor, pentru că în mintea lor mereu și mereu se condamnă și spun îs rea și nu o să fiu niciodată bine. Eu am fost întotdeauna așa, eu voi rămâne. Am găsit persoane cu două facultăți care, deși le-au făcut, au spus eu nu o să reușesc niciodată în viață, și eu îi spun, bă, fato, câte fete n-ar dori să facă ce ai făcut tu? Nu contează. Sunt nefericită, nu o să meargă, nu o să fie, nu o să... Tot timpul gândire negativă, tot timpul când vorbesc și când vin persoanele în preajma ta, tot timpul arunc așa un nor de apăsare. Când te întâlnești cu ele, îți spun, lasă că nu, orice propui nu merge, orice spui nu-i bine, orice gândești nu o să iasă niciodată. Asta înseamnă că persoana are o problemă în interior. Iar în seara asta, mă rog din toată inima Dumnezeu să se atingă de inima asta și Dumnezeu să vindece inima asta. Așa se întreb în seara asta, tu ce părere ai despre tine? Uită-te puțin la tine. Nu vă întreb ce părere aveți despre alții, că vă pricepeți și eu. Nu vă întreb ce părere aveți de Vasile, de Alina, de Viorica, de fratele Michi, nu? Nu vă întreb ce părere aveți de primar, de aia, că... Aici toți suntem extrem de pricepuți, știm tot. Ba-i așa, ba nu-i așa, ba-i așa. Avem o grămadă de idei. Da, despre tine, ce părere ai în seara asta? Vreau să te aud. Ce părere ai despre tine? Cum te vezi? Cum te vezi în seara asta? Și Iov a avut o părere foarte interesantă. Dacă n-a ajuns în prezența lui Dumnezeu, cu adevărat, astăzi urechile mele au auzit vorbindu-se despre tine. Astăzi ochii mei te-au văzut. Și vreau să mă pocăiesc pentru că m-am văzut astăzi. Și când m-am văzut, m-am uitat eu la mine și m-a luat voma. Așa scrie-ne. Mi-e scârbă de mine. Până acum era îndrăgostit de el. S-a luat cu Dumnezeu. Doamne, eu n-am greșit, eu n-am făcut, eu. Și deși avea dreptate în raport cu Dumnezeu, când a ajuns în prezența lui Dumnezeu și l-a văzut pe Dumnezeu, a zis, mi-e greață de mine, mi-e scârbă de mine și vreau să mă pocăiesc în sac și în cenușă. Există o pocăință superficială pe care toți am probat-o. Ne vine să plângem. Foarte bine. Începem să plângem. Doamne, pare. Avem stări emotive. Urlăm tare, strigăm ca mine. Doamne, gata din seara asta. Mâine ești la loc. Și de ce? Pentru că pocăința nu înseamnă momente siropoase doar. Deci sunt faine. Pocăința nu înseamnă să mergi la biserică din când în când. Pocăința nu înseamnă un extaz. Pocăința nu înseamnă un moment frumos. Pocăința înseamnă, stimații mei, pocăința înseamnă schimbare. Și mă rog Duhului Dumnezeu care este prezent aici să schimbe inimile noastre. Binecuvântat să fie numele Domnului. Aș vrea să spun în această seară, tu nu ești oricine, Iisus Hristos a spus. Tu ești mai valoroasă decât vrăbile de care Dumnezeu se ocupă în fiecare zi.